Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ideea acestei ediții de Dosar România a plecat de la o informație care a contrariat multă lume. La recenta campanie de recrutare în Armata Română, un sfert din cei aproape 6500 de candidați au fost eliminați din start pentru că au picat proba fizică. N-au fost în stare să alerge 2 km. Chiar așa de rău să stăm la capitolul mișcare, ne-am întrebat și ne-am uitat pe cifre. Așa am văzut că în ultimul deceniu, cel puțin, am fost mereu pe podium în clasamentul celor mai sedentari dintre europeni. Ultimul Eurobarometru realizat pe această temă arată că 62% dintre români nu practică niciun sport sau activitate fizică. Într-un procent similar, suntem supraponderali. 58% dintre adulții români se află în această situație, conform ultimului raport al Organizației Mondiale a Sănătății. De asemenea, mulți copii și tineri, 25%, au o problemă reală cu greutatea. Așadar, statisticile ne arată că suntem peste jumătate din populație sedentari și supraponderali. Cum s-a ajuns aici? E o chestiune de mentalitate? Nu privim mișcarea ca un mod de viață? Avem obiceiuri alimentare proaste? Unde greșim? Și unde duc toate acestea? Ne îmbolnăvim mai ușor? Nu mai realizăm performanțe în sport? Și nu numai. Ce-i de făcut? Sunt întrebări la care vom încerca să obținem răspunsuri de la invitații noștri la această ediție specială Dosar România. Anca Lungulesei, terapeut în nutriție. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Alin Popescu, medic sportiv, coordonatorul lotului național de rugby. De asemenea, mulțumim! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit! Bună seara tuturor! Și colegul meu, Dorin Chioțea, jurnalist sportiv și nu numai, cu activitate și pe zona socială, de sănătate, pentru că la bază e absolvent de medicină, deja știe multă lume. Bine ai venit, Dorin. Mulțumesc, Mihai. Da, bun, stimați invitații, am văzut ce spun statisticile, cifrele. Aș vrea să aflăm acum cum se vede realitatea prin ochii noastre de specialiști. Haideți să începem cu doamna Lungulesei. Chiar așa gravă e situația? Da, așa cum spun statisticile, este foarte gravă și va deveni și mai gravă dacă nu facem niște lucruri în direcția aceasta. Din perspectiva mea, e nevoie de multă colaborare, pentru că nu este doar responsabilitatea părinților că copiii mănâncă într-un anumit fel sau a lipsei de mișcare, ci este și responsabilitatea școlii să stimuleze copiii în direcția respectivă. Da. Dar până la soluții și responsabilități, haideți să vedem cum arată lucrurile, cum spuneam, așa cum le vedeți din cabinetul dumneavoastră. Da, deci care sunt problemele? Așa. Cine vine la dumneavoastră? Cu ce probleme? La un moment dat s-a făcut un studiu, cred că acum 9 ani, în care s-a spus că, referitor la România și obezitate, că până în 2030, dacă nu există niște soluții care să se implementeze, peste 500.000 de copii vor fi în stare de obezitate și supraponderabilitate între vârstele 9 și 14 ani. Și atunci e necesar să ne uităm la practică. Practică, da? Și să vedem copiii pe stradă și observăm cum mănâncă, cât se mișcă și cât de mult stau cu capul la plecat în tablete și în telefoane, pentru că acolo este răspunsul. Da, da. Mai indulcesc pilula asta amară, care ne plasează, cum spuneam, printre primii la capitolul sedentarism și supraponderabilitate. Da. Nu suntem și la obezitate. La obezitate suntem, dacă am văzut bine ultima statistică, chiar pe ultimul loc. Deci e o diferență între a fi supraponderal și a fi obez. Da, dar mai e un pas până acolo. Mai e un pas. Poate le puteți spune telespectatorilor care ar fi diferențele? Păi diferențele constau în numărul de kilograme și afecțiuni următoare coroborate cu obezitatea. Pentru că atunci când vine vorba despre a fi într-o formă optimă a corpului, și asta implică și felul în care mănânc și cât de mult mă mișc, practic ne uităm pe termen lung la starea de sănătate. Din punctul meu de vedere, chestiile sunt mult mai clare, în sensul că supraponderal, ca indice de masă corporală trebuie să te încadrezi până în 30, între 25 și 30 e supraponderal și la 30 încolo începe obezitatea. Până la 35, gradul 1, gradul 2, gradul 3, obezitate morbidă. Deci există o formulă de calcul. Există o formulă de calcul care ia greutatea exprimată în kilograme și înălțimea exprimată în centimetri. Deci, practic, nu trebuie să legăm supraponderabilitatea sau obezitatea de boli asociate. Ăsta e un prim aspect, care e clar. Aici ai trecut de 30 la 29,8 e supraponderal, la 30,3 ești obez.
E limpede. Semnalul de alarmă când apare la obezitate? Semnalul de alarmă apare după 25 când e supraponderat. Deja de acolo. Categoric. Bun, mai ales la copii și adolescenți. La copii și adolescenți, deci la noi, nu la maturi, la adulți. Și la maturi. Că eu ar fi trebuit să mă îngrijorez de mult în situația asta. Am tot zis, nu știu, exista și o formulă în folclor, nu, de calcul, prin care, dacă ai 1,80 m ca bărbat, trebuie să ai 80 de kilograme. Dacă ai 1,75 m, n-am avut niciodată și deja... Deși și ca femeie cu 10, la 1,80 m, femeia trebuie să aibă 70 de kilograme. Deci 10... Da, dar sunt mulți alți indicatori care contează foarte mult. Contează, evident, vârsta, da? Și ce mai contează foarte mult este indicele de masă corporală, dar asociat cu cantitatea de mușchi pe care organismul o are. Cantitatea de mușchi, de fapt, coboiește corporal. Exact. De fapt, nu e cantitatea de mușchi, ci coboiește corporală. Da. Cât la masă țesut activ, da, cât țesut gras. Aici trebuie să ne uităm. Nu la formula aceasta, deci nu e valabilă. Nu e valabilă. Obezitatea se calculează prin... Se pune diagnostic prin IMC, prin indicele noastre corporale. Înțeleg. Dar orice proiect de sănătate, că e nutriționist, că e medic, că e altceva în domeniul sănătății, se uită și la compoziția corporală. În general, la sportiv, că tot e Dorin aici, avem supraponderal doar pe masă musculară, că e bine să fie așa. Pe la urmă, rugby și toți sunt supraponderali. Da. Dar sunt pe masă, nu sunt pe masă musculară. Vă mărturisesc că de-aia v-am invitat, eu sunt liniștit deja, adică m-am liniștit. Și eu sunt liniștit. Și eu sunt liniștit. Pentru că și eu fac foarte mult sport și niciodată n-am corespus formulei acestea de care vorbea Dorin, cu 75 de kilograme la 1,70. Da, și mai avem și densitatea osoasă care contează foarte mult. Și densitatea osoasă. Și densitatea osoasă, pentru că sunt persoane care, din punct de vedere al scheletului, au o cantitate, adică greutatea este mult mai mare, dar sunt persoane care nu trag atât de mult la cântar. Deci toți indicatorii aceștia sunt importanți, dar cel mai important atunci când vine vorba despre supraponderabilitate și obezitate este stratul de grăsime. Da? Acela se măsoară. Și în special grăsimea viscerală. Ok. Deci ăsta e indicele cel care nu se vede care de exact, afară, da. Să zic, se ghicește, da? Se depune pe organe. La asta vrea da. Da, da, da. Asta se... Și aia e greu de dat jos, de topit. Da. Ideea este că tehnic încadrezi ușor o persoană în clasele astea, stabilești diagnosticul și apoi, de ce spunea invitata mai devreme, e un lucru important pe care eu, ca medic, îl iau din povestea asta și anume dacă e o boală asociată. Pentru că la obezitate, din punctul meu de vedere, fără să am cifre, probabil peste 90%, sigur peste 80%, probabil peste 90% este obezitate de aport. Și aici e foarte important să înțelegem ce e obezitatea de aport. De altfel, în paranteză fie spus, recunoscută drept boală de Organizația Mondială a Sănătății. Obezitatea de aport înseamnă că persoana respectivă mănâncă prea mult față de nevoile ei, se mișcă prea puțin față de vârsta și sexul ei, sau cel mai frecvent ambele. Deci cântarul este în ambele părți dereglat. Pe de o parte mănâncă prea mult, pe de o parte face prea puțin activitate fizică. Și ăsta e diagnosticul de obezitate de aport. E foarte important când un medic trimite un pacient către un nutriționist să se știe că este obezitate de aport sau dacă există o altă cauză, gen, nu știu, boală tiroidiană sau sindrom de ovar polichistic. Sau rezistență mai știu ce, la insulină. Sau orice altceva. Da. Dar majoritatea, mai ales la tineri, procentul se apropie de 95%, avem această obezitate de aport. Care obezitatea de aport, atâta timp cât nu are alte patologii asociate, e cel mai ofertant de tratat. Pe ambele căi. Pe de o parte prin meniuri personalizate, pe de altă parte prin customizarea activității fizice pe dorințe urmă. O să vorbim ea despre aceste soluții, pentru că e foarte important pentru telespectator, nu? Că aici vrem să ajungem. Și aș vrea să întreb dacă e nevoie și de, ok, de cifrele acestea, de mersul la medic, la nutriționist, sau și la o simplă privire, Dorin Chioțea, îți poți da seama că stăm
rău în acest clasament. Stăm catastrofal. În spatele tău se derulează niște imagini din dronă senzaționale cu niște terenuri de sport. În București, în ultimii 25 de ani, până acum 10 ani am această statistică, de atunci nu s-a mai făcut, cred, sau poate că nu mai sunt terenuri, dispăruseră aproape 300 de terenuri de sport, care erau pe vremea comunismului și unele dintre ele, că tot e la modă cuvântul, noțiunea de rechin imobiliar, unele le-au luat, le-au mâncat rechinii imobiliar, altele sunt în paragină. Ideea este că pe 300 de terenuri de sport importante nu se mai face sport. N-ai deci, unde să mai faci sport. O altă cauză alături de nutriție, de alimentație. Lipsa mișcării, mișcării. Oamenii, culmea este că aleargă. Fitness-ul, mersul la sală, înseamnă vreo 70.000 de sportivi, ca să zic așa, nu neapărat legitimați, dar care fac în mod regulat lucrul ăsta în România. Este cel mai practicat sport din România, PNV, ca să zic așa, nu neapărat statistic. Dorin, pentru că îl poți practica. Eu, dacă m-aș referi la dotările unei țări, aș fi un pic mai specific și numărătoarea ar fi foarte simplă și înainte de 89 și după 89. Patinoare și bazine de not. Și bazine de not. Aici la patinoare și la bazin de not e foarte simplu. Am fost, apropo de bazine de not, am fost la un turneu de juniori în Croația cu fiul meu care face polo la 13 ani la Rapid. Dacă România are două bazine de polo de un nivel acceptabil internațional, nu cine știe ce, la 20 de milioane de locuitori, să idealizăm că este mai puțin de 20, Croația la 4 milioane și ceva are 12 bazin. Da. Dacă România are 2000 de jucători de polo, cu tot cu juniori, cu tot ce înseamnă legitimat și așa mai departe, Croația are de vreo 10 ori mai mult. Legitimați vorbesc, da? Și în orașe foarte mici. Noi nu avem un minister al sportului în momentul de față. Sunt alegeri peste câteva zile, Mișule. Da. Niciun fel de candidat, m-am uitat de curiozitate, niciun candidat nicăieri, vorbesc în orașele mari, da? Așa îi bagă absolut pe toți în aceeași oră, n-are sportul ca prioritate. N-am văzut nimeni, da? Se promit tot felul de chestiuni senzaționale, nu am văzut ca nimeni să promită voi face terenuri de sport, da? Sportul este o agenție, ministerul a fost transformat într-o agenție, lumea oricum confundă lucrurile și are senzația că Ministerul Sportului se ocupă doar de performanță și în general se întâmplă chestia asta, ar trebui să se ocupe de sportul de masă, să creeze, să scoată oamenii la plimbare, să te poți duce ca pensionar, ca în Croația să înnoți la un bazin. Păi la noi, dacă eu n-am văzut pensionari. Corect. Și să înnoate. Probabil că asta e explicația pentru care lumea care se mai duce la sală, pentru că nu are unde altundeva, unde Dar mai sunt întrebare. Exact. Bazine de not, patinoare, eu știu că, mă rog, când eram eu tânăr, patina și pe 23 august. E o ruină, nu? Care e o ruină. Patinoarul... Și în Floreasca, care acum este... Ăsta era patinoar în aer liber și acum este bar, mă rog, terasă. Terasă, da. Strandurile astea de pe lângă noi, de pe la TVR, fostele de lângă... Despre această cauză principală a sedentarismului și anume faptul că nu avem condiții de a face sport, o să revenim și puțin mai târziu deocamdată. De fapt, o să jonglăm așa puțin în timpul emisiunii cu aceste două explicații principale. Alimentația și lipsa resurselor. Ai 2 milioane aproape de diabetici în România, înregistrați sunt vreo 1,5-1,8, dar în realitate sunt mai mulți, că sunt mulți care nu știu. Diabetul este în legătură directă de cele mai multe, cu obezitatea, preobezitatea și așa cu mai departe. Stilul de viață. 10% din populația României. Asta e o chestiune de Consiliul Național de Apărare a Țării, pe cuvântul meu de onoare. Nu discută nimeni despre securitatea națională în termenii ăștia la România. Și mulți sunt diabet de tip 2. Domnul doctor, legătura aceasta dintre sedentarism și boală nu o descoperim acum. Au spus-o și filozofii antici, mens sana in corpore sano. Da, Organizația Mondială a Sănătății a legiferat că obezitatea e o boală. Pentru că înainte legătura era clar, de la mens sana in corpore sano. Exact, doar că, cum era, spuneau bunicii noștri, prin Banat, e mare și frumos. Adică obezitatea nu avea conotația patologică pe care o are acum, per se, fără altă boală. Fără mare și frumos. Sau... Și picturi, cu 500 exact, de ani, femeia frumoasă era și grasă. Grasă și frumoasă. Și asta era. Și frumoasă. Dar de ce credeți lucrul ăsta?
pentru că, de fapt, un corp mai mare are mai multe șanse de supraviețuire în mediu versus un corp mai mic. Dacă e să ne uităm din punct de vedere evolutiv și antropologic, oamenii mai mari, ca și statură, au avut mult mai multe șanse de a supraviețui pe o planetă. Da? Dar mai mare nu înseamnă neapărat mai gras. Da, da, atunci oricum nu se punea problema de mai gras pentru că resursele erau extrem de limitate. Mm-hmm. Ori acum trăim într-un context în care mâncarea este peste tot la dispoziție și această restricție voluntară devine din ce în ce mai slabă. Adică eu ca individ sunt expus unui mediu și oriunde mă uit, peste tot văd mâncare și nu din cea mai bună sursă. Și sunt tentat să mănânc, să mă supraalimentez. Și de-aia apare acest tip de obezitate în care, practic, prin supraalimentare și lipsa mișcării, am ajuns unde am ajuns. Mâncăm poate mai mult decât altă dată, și face mai puțină mișcare decât altă dată. Adică ecartul s-a mărit. Pentru că înainte se făcea muncă fizică. Exact. Faptul că se duceau la războaie cu sabia, adică făceau tot până muncă la fizică. Bunicii noștri, inclusiv chiar și părinții, vorbesc de mine, da? Încă se mai muncea muncă fizică și acum se mai muncește, dar mult mai puțin, totul s-a tehnologizat. Se muncește la calculator și la smartphone. Hai să ne uităm la copii. Un animal, dragul meu, programat genetic, spune un mare diabetolog, domnul doctor Negru, Doru Negru, programat genetic încă, după milioane de ani de evoluție, să se culce fiindu-i foame. Îți ajunge o bucată de carne atât cât palma mea pe zi. Atât îți ajunge. Consumăm de 6 ori mai mult zahăr în fiecare zi, în medie, decât poate să ducă pancreasul nostru. Există și tentații multe în jur. Asta spun. Și vom reveni la această discuție după ce vedem cu ce se confruntă copiii, pentru că, spuneam, există o problemă gravă la copii. Avem locul 2 la capitolul obezitate copii. Da. Și o să vedem un material... Pe Uniunea Europeană, pe Eurostat, da, mi se pe pare Eurostat că este. Da, pe Eurostat este statistica... Pe Uniunea Europeană, locul 2. Da, Uniunea Europeană, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Haideți să vedem un material despre această problemă la copii și revenim în dialog. Vizita la nutriționist se impune atunci când apar kilogramele în exces, când mâncarea sănătoasă este greu acceptată de cei tineri sau mai mici, când mișcarea este îngreunată de un corp care nu este în formă. Pentru un diagnostic clar și un plan de acțiune corect se impun unele măsurători, mai ales în cazul copiilor, avertizează medicii. Dacă mâncăm mai mult decât consumăm, ne îngrășăm. Dacă mâncăm cât consumăm, ne menținem. În momentul în care dorim să scădem în greutate, o să facem un deficit caloric. Practic, vedem câtă energie consumăm într-o zi și vom face la copii un deficit destul de mic, pentru că la ei ne interesează foarte mult să nu blocăm procesul de creștere. O pierdere în greutate de vreo 2, maxim 3 kg pe lună. Și ne asigurăm că au o creștere cu o viteză de creștere normală în tot acest timp. Graficele la copii diferă în funcție de înălțime și greutate. Nu sunt standardizate ca în cazul adulților. Cu toate acestea, specialiștii îi pot încadra și pe cei mici ca normo, sub sau supraponderal sau obez. Analiza compoziției corporale înseamnă analiza greutății împărțită în toate componentele sale. Avem o parte de masă slabă, care este alcătuită din apă, proteine și minerale. Toate însumate ne dau mușchii și oasele. Și avem și o parte grasă, practic energia stocată sub formă de grăsime. Noi considerăm că un slăbit este sănătos în momentul în care jumătate din ceea ce slăbim este din grăsime. Iar partea de mușchi dorim să o conservăm. Ea este cea care arde cât mai multe calorii. De aceea, într-un proces de slăbire sănătos, echilibrat, mușchii se păstrează ideal prin mișcare și prin regim să crească un pic valoarea. Această analiză este bine să o facem și la un copil care este considerat normoponderal, pentru că doar fiindcă are o greutate normală, nu înseamnă că este o greutate sănătoasă. Pe noi ne interesează și procentul de grăsime și de mușchi pe care îl are în organism. Și singura metodă prin care putem să aflăm aceste componente sunt prin analiza corporală.
Așadar, slăbitul și menținerea unei greutăți optime la copii trebuie să difere față de planul de acțiune recomandat adulților. Nu aplicați eventuale cure de slăbire după ureche, pentru că fiecărui individ este necesară o dietă proprie. Asta mai ales în cazul copiilor și tinerilor care au o nevoie energetică mai mare. Da, doamna Lungulese, ce se întâmplă cu copiii noștri? Ce mănâncă? Ce nu fac bine? Mănâncă mult, prost și lipsit de nutrienți. Mâncarea lipsită de nutrienți este extrem de bogată în calorii, dacă este să aducem în discuție problema caloriilor, este extrem de procesată și atunci rezultatul înseamnă un corp din ce în ce mai mare. Am fost atentă la material și aș atrage un pic atenția asupra faptului că un părinte nu trebuie să fie sau să înceapă să se îngrijoreze abia când corpul copilului începe să devină din ce în ce mai mare, adică să fie un semnal de alarmă, ci să se uite un pic la obiceiurile alimentare ale copiilor, pentru că atunci va ajunge acolo la o greutate mai mare. Adică tu ca părinte, uită-te un pic cum mănâncă copilul, când mănâncă copilul, cât mănâncă, în ce situații emoționale dacă și ce tip de alimente alege. Mulți părinți sunt ocupați. Așa e, mulți părinți sunt ocupați, dar cu siguranță copiii trăiesc în casă cu părinții și atunci și ar trebui să le facem un pic de timp. Sunt tentați să imite ceea ce văd în jur. Întotdeauna, și o modă, copiii învață doar prin imitație. Fast food-ul, așa junk food-ul. Așa este. Dar una din problemele pe care eu le-am identificat este următoarea. Dacă este să vorbim de școală, ar trebui să ne uităm un pic cum mănâncă copiii noștri la școală. Dacă este să ne uităm la sistemul de învățământ de stat din România, toți părinții știu că durează pauza mare a copiilor. Efectiv, copiii sunt fugăriți și nu au timp când să mănânce în pauza mare, care ține un sfert de oră. Timp în care trebuie să meargă și la toaletă, să mai joace și un pic și dacă mai întârzia de la oră, a zbura pauza mare. Deci, practic, copilul stă mai mult nemâncat la școală și atunci, din acest nemâncat, automat va simți nevoia să supraalimenteze momentul în care ajunge acasă. Iar supraalimentarea nu va veni cu alimente sănătoase, ci din contră va veni cu foarte mulți carbohidrați și mâncare procesată. Și atunci, practic, rezultatul este Dorintu cel pe care l-am văzut. Tată. De copii, de trei copii, am 19 ani, am 13 ani și am și 8 ani. Azi, de copii de liceu de, și de școală generală. De facultate, de școala generală, exact. Clasa a 7-a și a 8-a, mă rog, și respectiv clasa a 2-a. Cea de facultate nu mai e viața lor copil. Este fast food-ul. Asta pot să spun din experiența mea. Oricât de multe sfaturi le-ai da, cumva am făcut un fel de pact ca odată la nu știu câte zile lungim această perioadă cât mai mult, să le putem îndeplini și această dorință. Na, că dacă mănânci niște aripioare de pui prăjite până tot felul de chestii sau nu știu ce burgeri, preferăm să facem și acasă. Însă am găsit noi tot felul de alte tertipuri în materie de burgeri, să putem să-i facem acasă, să ne tocăm noi carnea și așa mai departe, să nu luăm cu carne de lucru. Însă copiii, da, sau văd reclame, văd, sunt bombardați de informații. Din toată... A devenit și un mod de gustul este distracție, unul... de petrecerea timpului liber. De adică petrecere, da. Aici da, e problema, cum îi ții deoparte de grupul care se duce la, nu dăm nume de restaurante de fast food. M-aș bucura să fie așa, eu n-am decât doi copii, deci sunt mai slab față numeric de Dorin. Ca populația României să se mențină la același nivel, trebuie să avem câte, în medie câte 2,1 copii. Da, deci voi sunteți sub medie, da, eu... Și eu am tot doi copii, așa că... Așa, da. Da. Și eu sunt pe clasa 12 și clasa 8. Și apropo de ce vorbeam înainte, eu am avut copiii, l-am pe cel de clasa 8 în sistem privat. La liceu au mers în sistem public. Și într-adevăr, în sistem privat, mesele mi-au plăcut. Uh-huh. Bă, 50 de minute acordate, exact. Practic o oră era masa. Pe de altă parte, văd colegii de la stat... prietenii lor, că de fapt oricum ajung mult mai devreme acasă. Ei, ok, n-au avut timp în pauza mare, dar dacă școala ca la privat se lungește până la 4:30 după amiază, oricum trebuie să ai o pauză de prânz. Și pauza asta de prânz cumva echilibrează. Dar și aici e o discuție, nu dăm nume de școli, evident și așa, dar au fost două modalități diferite. Și am ajuns la concluzia, deși sunt tip liberal, așa, că la ei bufetul suedez nu e bun. Le este pe farfurie. Că am prins și sistemul pe farfurie și sistemul bufet suedez. Bufet suedez la Fimea acum, perfect.
N-am mâncat niciun fel de legumă, niciun fel de rău, mi-am pus 3 bucăți de carne, așa. Perfect. Și cumva se compensează, că alții las că mănânc eu aia. Deci, per total, media e bună, dar per individ nu e succesul scontat. Repet, deși sunt fan, libertate și așa, pare se că și în grădinițe și în școli, cel puțin până la clasa 8-a, e mai bine cu farfurie decât cu... Ia ce vrei. Mai e o e dramă. Foarte interesant aspectul ăsta. Îmi cer scuze că te întrerup. Te rog, da. Pentru că, uite, una din prejudecățile pe care majoritatea persoanelor le-au legate de nutriție sau de alegerile alimentare este următoarea. Toți spunem că ne-ar plăcea să mâncăm oricât, oricând și la orice oră, că ăsta-i visul oricui, da? Să poți să ăsta-i visul, repet, da. Este ideal. Nu există. Deci dacă nu avem niște reguli pe care să le implementăm într-un stil de viață și să le integrez de bună credință și știință cu ce mă ajută, lucrurile nu funcționează. Care e ca la trecerea de pietoni. E o rețetă universală sau este personalizată? Nu este o rețetă universală. Păi, vorbeați de reguli și ar fi interesat să avem niște reguli de bun simț. De exemplu? De exemplu, să ai o rutină a meselor. Deci de cele mai multe ori luăm stomacul pe nepregătite, mâncăm când apucăm, mâncăm pe fugă, nu mai zicem în ce contexte, pe calculator, sub calculator, la mașină și așa mai departe. Și practic corpul este prins mereu pe nepregătite, exact cum ne prinde pe noi iarna în București, că nu s-au ocupat guvernanții, că a venit prima ninsoare. Da. Și atunci practic sucurile gastrice nu sunt secretate și vine iar mâncarea pe nepregătite. Haosul acesta, ba gustări, ba 5 mese pe zi, ba 3 mese pe zi. Fiecare e nevoie să-și găsească niște principii care să funcționeze pe niște reguli standard. Și constant, să le respecte. Constant, că până absolut. Și dietele astea, absolut. Și așa, altă discuție, vorbeam cu Dorin înainte, că sunt, cunoaștem cu toții persoanele care se apucă de o dietă, merg un timp cu ea, absolut, se lasă, da, se apucă de altceva. Iarăși pleci de la asta o premisă greșită. E tot o inconstanță. E tot o inconstanță. Deci nu apucă să organismul să învețe, păi da, cu o anumită rutină. La fel, cu cât acceptăm mai rapid ideea că a fi într-o dietă, de fapt, înseamnă a avea un stil de viață sănătos, echilibrat pentru tine, nu înseamnă neapărat să fii la dietă ca să slăbești. Pentru că dacă mergi doar pe principiul ăsta, ai slăbit, după aia revii automat la ce făceai înainte. Practic nu ți-ai schimbat obiceiurile, nu ți-au devenit automatisme. Și te reîntorci. Acum e la modă fastingul. Nu? Este la modă, da, dar... toate lucrurile vin și pleacă. Important e ce implementezi tu în viața ta de zi cu zi. La copii nu vorbim de dietă, vorbim de stil de viață. Exact, da. Și cum ți-ai făcut stilul de viață, cum semeni așa culegi. Așa exact e. Așa se e. Exact ca în proiectul românesc. Și atunci noi trebuie să semănăm cu grijă. Și Dorin mi-a plăcut cu o chestie care lungim perioada dintre recompense. 5, 7, 9, 10 zile. Exact. Partea proastă e că, de pildă, ăștia-i mei. Personal, ce fac? Nu ne mai place, e gălăgie, e haos, noi nu mai mergem în X sau Y, comandăm acasă. Că vreau fast food să mănânc în slow mode. Cumva e mai bine să mănânce liniștit acasă decât pe viteză acolo. Sincer. Și acasă mai e un avantaj, poți să mai adaugi ceva. Ia mai ia și tu. Da. Hai că facem pure, facem și un mix grill. Ia și pieptul ăsta de curcat la pachet, dă mie sucul că n-ai nevoie, o mai îndulcești un pic. Da. Dar spuneam, Mihai, că omul este programat genetic de-a lungul a milioane de ani să se culce fiindu-i foame. Noi am redus chestiunea asta, ca și animalul de altfel. Și alergai după mâncare, cu săgeata, exact, cu arcul, cu nu știu ce, cu te mai culcai și nemâncat. Cu legător vânător, nu? Exact. Așa, exact. E, anulându-se această situație, da, în care am trăit, noi nu știm nici să mâncăm. Mă uitam și sunt puțini oameni în jurul tău. Sigur, găsești nutriționiști dacă vrei și așa mai departe. Dar copiii noștri, da, învață la școală, dau un exemplu, tot felul de materii. Nu spun că sunt inutile. Nu învață să dea primul ajutor însă. Nu învață nimeni cum să mănânce. Da? Măcar niște principii corecte de alimentație. Cum să doarmă. Cum să învețe. Să te învețe cineva. S-au mai introdus materii, de exemplu, educația în sănătate sau ceva de genul acesta. Știu că s-a introdus, poate că tu știi mai bine, dar înțeleg că nu sunt profesori suficienți pentru materia asta. Pe de altă parte, la orele de sport, vorbeam cu colega noastră producătoare înainte și mi-a spus, trebuie să o spun și telespectatorilor, că e ceva de noaptea minții. Cunoșteam și eu că nu se face sport în multe dintre școli. Dar pe ce motiv? La orele de sport îi lăsau liber, profesorul era șofer de taxi. Deci el în timpul orele de educație fizică se ducea și își făcea meseria de șofer de taxi
Pentru da, dar astea sunt cazuri excepționale. Sunt cazuri excepționale. Da. Ce înțeleg eu și da, chiar așa este. Obiectul acesta, sportul în sine, la școală, este mai mult un opțional. Adică îl faci dacă exact vrei, dacă nu vii cu o scutire de la toate medic. Toate că profesorul de sport are studii serioase, exact, știe anatomie, știe fiziologie. Sunt vreo plus minus 20.000 de școli în România, mai gândiți-vă la ceva, da? Excluzând orele de sport, aceste 20.000 de școli, că nu prea s-au construit multe după Revoluție, însemnau încă 20.000 de terenuri de sport unde bătea mingea, da, că erau deschise. Corect, dar dincolo tot de terenuri, acum sunt încuiate. Ajungem da, și la terenuri, puțin, mai târziu puțin, da? Dar dincolo de terenuri, poate că... haideți să te întreb așa, că sigur vorbești cu copiii tăi. Eu știu că pe vremea mea, să spun, da, așa, se făceau la orele de sport probe de rezistență și de viteză. Deci alergam pe distanță scurte și pe distanțe lungi, înconjuram școala. Asta spune și programa și astăzi că trebuie să faci. Fac? Unii da, unii nu. Asta e important, dar și dacă nu faci, nici nu pare, poate nici nu trebuie neapărat teren de... Bun, îți trebuie oricum. Ideea dar să alergi în jurul școlii... Este și o lege dată și aprobată de Parlament, așa, pe vremea Elisabetei Lipă, când era ministru al sportului, cu datele biometrice ale copilor. Sunt obligați profesorii de sport de 2 ori pe an să le trimită către un sistem centralizat ca să ajute inclusiv la selecția pentru sport de performanță, să nu te mai duci la cucurigu, nu știu pe unde, știi din start câți au învergura brațelor, câți au nu știu ce numeric vorbim. Asta voiam să spun. Nu o folosește nimeni, nici nu aplică nimeni, că nu trimit ăia datele. Da? Practic sunt 3 aspecte. Unul pe care Dorin mi l-a luat din gură, efectiv, apropo de date astea. Și atunci profesorul de sport este văzut ca omul care stă la temelia izvoarelor sportului de performanță. Al doilea lucru, de foarte multe ori, din păcate, eludat, este evaluarea la sport, care trebuie să aibă viteză, rezistență, săritură la groapa cu nisip. Toată lumea are 10 la sport din start, e o notă bifată. Da? Acum să spun o glumă apropo de șoferul de taxi. Eu am fost ultima generație care a dat treapta a doua și am dat bacul de mult timp, în 93, fie într-un oraș mare, la Galați, pot să spun, și la un moment dat se dădea probă de sport. Da. Puteai scăpai de fizică, de mate, se dădea sport. Erau anii aia nebuni de după Revoluție. Și la un moment dat a zis, băi, opriți-vă cu cronometre, cu tot, la BAC, s-au bătut 3 recorduri mondiale. La BAC, la Galați, a zis, stați puțin, în dorința de a se încadre, păi bate record mondial la BAC, nu se poate, hai să mai dăm, nu merge. Deci record mondial, la un kilometru, da, n-ai cum să-l bați la BAC. Treaba e foarte serioasă. Adică dacă e serioasă, eu vă spun că dacă e serios la ce se întâmplă și datele prezentate de tine au fost 100% veridice, la începutul emisiunii, noi am mai avea restanțe la sport. Deci noi, în momentul în față, cum n-au intrat aia în armată... Corigențe, nu. Deci în august, lumea s-ar pregăti pentru corigență la sport. Dacă noi am aplicat baremul adevărat și văd la fiica mea care a intrat 12 la un liceu în Buricul Bucureștiului, ce se întâmplă? Pe de altă parte, să nu aruncăm cu piatra profesorului de sport, că și elevii au un chef la un moment, îl văd pe Fimiu, care e mega sportiv și e și încurajat de sistem, cu opțional de fotbal, opțional de basket, opțional de gen, că abia așteaptă. Fimiu, cel mai mult îi place sportul la școală și are din belșug și mă gândesc într-a noua, când o să treacă în sistemul eu, să fie leșinat cu 2 ore pe săptămână. Adică cum face fitul polo la rapid, da, sau unde face. Ne, trebuie să-i susținem cumva. Da. Păi asta trebuie să-i susțină. Asta este gândirea unui părinte responsabil, pentru că sunt și părinți care abia așteaptă să le ofere scutiri. Da, iar al treilea... Să-i scutească de educație fizică. Da, iar al treilea lucru este poziționarea lor în program. Poziționarea lor în program e foarte important. Deși tu zici, domnule, ore care... Nu poți să începi luni la ora 8 cu sport. Te duci, transpiri, n-ai duci, poziționarea lor în program. Și da, nu sunt de acord și am avut discuții inclusiv cu directorul de școală, nici de a le pune împreună. Nu știu dacă se va dori să ai auzit, din multe școli sunt unite. Dacă tot vin să fac 2 ore, nu poți să rămâi doar cu o mișcare pe săptămână. O dovadă a nepăsării și a dezorganizării statului, ca să zic așa, până la un punct evident vis-a-vis de mișcare în școală, este însăși lipsa burselor, ca să spun așa, pe parte sportivă. Universități de prestigiu din lume, da, oferă bursă în sensul de taxă gratuită, cazare gratuită,
sportivi, celor care dovedesc că au fost sportivi legitimați. Vrei să studiezi matematică la Harvard, exact, poți să te duci pe bursă sportivă, să nu plătești 80.000 de lei. Un cult acolo. Dovedești că ai fost legitimat în România la un club serios, ai jucat, ai făcut ceva performanță. Cum la s-ar Rapid, putea la implementa? Și eu m-am întrebat de sur. S-ar putea implementa sistemul ăsta și la noi? Pentru că acolo e o adevărată bătălie între universități să racoleze cei mai buni sportivi, performeri, să-i racoleze pentru universitățile lor. Ca după aia să ajungă în campionate profesioniste. Păi hai să vedem un pic care este de fapt motivația din spate, că aici trebuie să înțelegem. Adică de ce fac ei lucrul ăsta? Pentru că o persoană care face sport constant, care mănâncă într-un fel anume, e o persoană disciplinată. E o persoană care, pe termen lung, în societate, va aduce un aport esențial. Asta înseamnă, de fapt. De aia îi încurajează. E foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată, dar mi se pare extraordinar. Devine un cetățean. Absolut, absolut. Asta înseamnă. Devine un cetățean, dar e și o problemă. Eu știu ce se întâmplă la ANEFS. Da? ANEFS-ul, care e o facultate foarte serioasă, la sportivii de performanță le dă 80% posibilitatea să lipsească. Tu dacă te duci în orice altă universitate, dai în performanța ta sportivă. Dacă m-am dus cumva... Și la școală chiar. M-am dus la Harvard, m-am dus la universitate mare, am terminat cu sport. Și atunci cumva, respectând total ce a spus Anca, ei sunt forțați prima facultate, cel puțin, să o facă de educație fizică pentru a rămâne 3 ani foarte activ pe stadioane. O facultate serioasă te termină. Am o excepție din rugby, Mihai Vioreanu, a terminat medicina, lucrează ca ortoped în Irlanda și știi și tu foarte bine. Am făcut și un reportaj la spitalul lui. Dar sunt foarte rare situații. Mihai Vioreanu era în echipa națională fiind student la medicină. Dar sunt rare situațiile astea. Eu nu știu dacă știu 5 în total. Mai e o problemă apropo de... Să nu vorbim de marea performanță care e accesibilă și care înseamnă sacrificii, înseamnă multe altele. Nu înseamnă de facultate. Da, eu vorbesc de plăcerea de a face sport. Programul zilnic al unui copil de 13 ani, cum este fiul meu Tudor, se termină la școală, în general, în 4 din cele 5 zile, la ora 3. Începe la 8 dimineața, se termină la ora 15. E, lui, în mod normal, antrenamentul la polo, la rapid, începe la 15. Deci eu întârzi la antrenament sau soția mea, sau depinde, fiica mea, că îl mai duce și ea, ne reglăm programul în funcție de a-l duce cu mașina până acolo. Facem la dus cam în jur de jumătate de oră, la 3:30 în bazin, termină la 5 antrenamentul. Dacă a fost în lucru podogram, făceam 1:30 înapoi acasă de la ora aia, acum facem cam în jur de o oră până aglomerație din București. Deci ajunge lat la ora 6, după ce s-a trezit la 7 dimineața. La ora 6 trebuie să înceapă să-și facă din teme, să-și facă... Deci nu e ușor. Crede-mă. Nu e ușor, dar vorbeai de plăcerea. Tai lemne pe el peste 3 ore, corect. Câteodată îi se închid ochii pe acolo mașină. Acolo unde există plăcerea asta și bănuiesc că la băiatul tău există, lucrurile pot deveni mai ușoare, chiar dacă într-adevăr sunt dificultăți. Dar ce ne facem cu cei care trebuie stimulați? Există și foarte mulți copii care poate n-au conștientizat sau nu și-au descoperit această vocație, dar și-ar putea o descoperi. Și atunci e nevoie de modele. De aceea probabil că telespectatorii au văzut, noi ne-am gândit înainte de emisiune să arătăm și câteva astfel de modele. Au văzut niște imagini cu fotbaliștii, cu celebrii din generația de aur și o să vedem acum și un reportaj cu Andreea Răducan, care știm cu toții, multiplă campioană la gimnastică, olimpică, mondială, face o bună propagandă sportului și mișcării în momentul de față, este la Fundația Olimpică Română, a stat de vorbă cu Mădălina Dobrovolski și a spus niște lucruri extrem de interesante. Eu zic că e un bun pretext să amorsăm discuția despre rolul modelelor în stimularea sportului, mai ales în rândul generațiilor tinere. Haideți să vedem materialul. Oamenii până de curând făceau cumva o diferență între dacă faci sport nu mai ai timp de educație, educație însemnând mersul la școală, ceea ce este total greșit. Se pot completa foarte frumos acei copii sportivi care într-adevăr au talent și pot face sport de performanță, cu siguranță vor ieși în evidență la un anumit punct. Asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm sub nicio formă învățătura, mersul la școală. În ceea ce privește... Sigur, statistica, dar și abordarea noastră cumva, eu zic că se vede cumva,
hai să spunem, un progres în ceea ce privește atitudinea noastră. Aduceți-vă aminte, acum, nu știu, 10 ani, poate chiar mai bine, când vedeam oameni alergând pe stradă în București, ne uitam ciudat la ei și ni se părea, Doamne ferește, dar de ce aleargă omul ăsta, dar ce i s-o fi întâmplat? E un hoț pe urmele lui, cu siguranță. Da, cumva oamenii se gândeau că doar dacă ești alergat de câini trebuie să bagi așa viteză, altfel ar trebui să stai liniștit acasă. Pe când astăzi deja avem o altă abordare, în parcuri poți să vezi mult mai des oameni care aleargă, poate mult mai des copii însoțiți de părinți care fie merg cu bicicleta, fie merg cu rolele. Există o formă de mișcare simplă, sănătoasă, corectă. Nu înseamnă că dacă începem să facem mișcare, este obligatoriu să facem sport de performanță, că și aici o altă discuție de care uneori părinții se tem. Vai, dar nu vreau să aduc copilul la gimnastică. Este complicat, e greu. O, dar stați liniștit că până ajunge să facă țucahara, se cere acasă de vreo câteva ori cineva, da? Un copil, să spunem, ajunge să mă întâlnească pe mine sau un alt coleg de-al meu care să explice, uite, e important să mergi, să faci mișcare. Nu știu dacă vei ajunge un campion, dar crede-mă că orice ar fi important să înveți să faci mișcare. Până ajunge să se întâlnească cu mine și să-i transmit acest mesaj, el face ce vede acasă. Dacă părinții sunt toată ziua poate pe telefon sau poate nu trebuie neapărat să ne gândim la lucrul ăsta, dar poate pur și simplu nu are timp să meargă într-o parte, el nu-și dezvoltă această abilitate. Poate că ar fi chiar un foarte bun performer. Deci ține foarte mult de părinți, mesajul pe care îl înțeleg ei, faptul că e nevoie această componentă, nu știu cum să spun, sportul, trebuie să fie parte din activitatea noastră, din viața noastră zilnică, așa cum bine ai menționat, și ulterior cei care vor ajunge să facă sport de performanță vor fi cei care chiar au talent. Dar dacă ne gândim cât de bine ne simțim după o oră de sport, după o alergare, chiar dacă ne e greu să ieșim din casă. A, nu ies, că mă doare aici, sau am lucruri de făcut, sau... Și tot timpul îți găsești motive să nu faci, pentru că e greu urirea asta, însă în momentul în care deja capeți o deprindere din a face mișcare, din a face sport, deja devine ca rutina în care mergi la serviciu. Sunt și părinți care întreabă, domnule, aș vrea să-l duc la sport, dar nu prea știu unde să mergem, ce să facem, ce i-ar plăcea, ce i s-ar potrivi. Sigur, vorbim de acei copii care sunt mult mai dornici să fie într-un grup. Atunci, sigur că te gândești la un sport de echipă, fie că e handbal, basket, fotbal, orice altceva. Cei care sunt poate mai individualiști, ei cu gândurile lor, și atunci te gândești la o scrimă, la un înot, la un tenis. Ce crezi că i-ar plăcea mai mult? Da. Însă sub oricare formă de orice disciplină sportivă ai practica, important e să intri pe un drum. Și de acolo cu siguranță se deschid și alte portițe. Exact același lucru îl povesteam cu mult timp înainte cu Nadia, pe care o întrebam, mai cum reușiți să aduceți atât de mulți copii în sală, că și n-aveți loc să-i țineți pe toți. Da. Și povestea exact același, sigur, nu ne comparăm, da, cu Statele Unite, dar ca idee, și povestea foarte mult exact despre acest lucru. Copiii, după ce merg la școală, părinții preferă să stea liniștiți și să știe că sunt într-un cadru organizat, într-un mediu în care învață lucruri bune, chiar dacă nu toți vor ajunge să facă mare performanță, înaltă performanță. Dar acele 3-4 ore pe care le petrec în sala de sport după școală îi ferește de o grămadă de alte lucruri care le-ar fi nocive. Și m-am gândit, după ce am încheiat activitatea competițională, cum aș putea să-mi arăt recunoștință pentru tot ceea ce am primit, ce aș putea să fac astfel încât să insuflu această bucurie pentru practicarea sportului, pentru valorile corecte, pentru bunătate, pentru grija față de celălalt care se traduce prin empatie și așa mai departe, lucruri pe care eu, sigur, am avut șansa să le primesc în familia mea, de la tatăl meu, de la părinții mei. Cumva, poate pentru acei copii care unii dintre ei pot fi forțați să facă sport de înaltă performanță și antrenorii sau părinții nu înțeleg că a forța un copil nu înseamnă același lucru cu a-l încuraja să facă un lucru, și asta este o altă discuție. Exact. Prin proiectele pe care le desfășor, fie în cadrul Fundației Olimpice Române, fie prin Asociația Andrei Arducan, exact acesta este lucru pe care mi-l doresc. De a împărtăși această bucurie pentru practicarea sportului, a mișcării, conexiune prin această formă, da, prin sport, dorința de a fi atent și la nevoile celorlalți. Gimnastica și ea în sine este un sport individual, adică poți să-l practici, să mergi la concursuri și dacă nu ai echipă, însă eu cred că noi toți suntem conștienți că valoarea gimnasticii noastre, mai ales în vremurile în care aveam rezultate, a venit datorită performanțelor obținute în echipă. Acum spunem liniște, lucrează Andreea Răducan. Hai, vedeți-o!
participează. Atenție, podium. Antrenorii se plimbau în jurul podiumului cu operatorii de televiziune după ei. A trebuit să vedeți scena de undeva de sus, este incredibil. Sute 25, nu cred că Andreea, în pofida celor întâmplate la sărituri și a prelungilor care s-ar putea să urmeze, nu cred că mai poate pierde medalia de aur. Născută la 30 septembrie, peste 9 zile, Andreea împlinește 17 ani. Campioană mondială la sol și cu echipa, vice campioană mondială la pârnă, la Tianjin anul trecut. Medalie de bronz cu echipa și vice campioană europeană la sol, la Paris anul acesta. Și acum campioană olimpică absolută. Da, am rămas fără cuvinte, eu nu știu, sunt tot un fior așa. Mie și... Mie să mă apuc și eu de gimnastică. Da, exact. Apropo, dăm nevoia de modele. Ce da. Spunea Anca Lungulesei, vine da. Să apuce de gimnastică numai după ce vede ce am văzut, ce retrăim, de fapt, dintre da. Noi. Da. Dar parcă le uitasem și pentru că între timp parcă nu mai avem atât de multe modele, din păcate. Mai avem zilele trecute a publicat Alina. Mai avem pe la caiac canoe, la tenis de masă, da. Dar prea puțin față de... Da. A publicat Alina Alexoi, apropo de gimnastică, rezultatele la individual, la campionatele europene de băieți, unde prindeam medalii pe vreme. Da? La europene, deci nu la mondiale. Cel mai bun loc obținut a fost locul cu 25. Da? În rest, 37, 62, 110 europene. 100 europene. Atenție! Gimnastica e la pământ în România, trebuie să o spunem și pe asta, fără cu, fără modele și așa. Și avem modele în țară, slavă Domnului. Ca să vedem cât contează, că vorbeam și mai înainte despre... Vorbea și Andreea Lucan. Numai vin copii la despre gimnastică. Nadia, fenomenul da. Nadia, care ne spuneai și tu, Dorin, că e... venerată, da, am avut ocazia, relansam Gazeta Sporturilor în anul 1999 și ideea de atunci a redactorului șef a fost să facem cât un material cum nu s-a mai făcut. Da? Și pe mine a căzut responsabilitatea să fac un reportaj despre cum trăiește Nadia Comăneci în Statele Unite. Am fost primul jurnalist care a vizitat-o la ea acasă, am stat o săptămână împreună cu Nadia în Statele Unite și am reglat cu ea de atunci. Avem și o prietenie de atunci, adică, mă rog, ea a vrut să fie prietenă cu mine, că știi cum... Tu oricum așa? Vrei, adică oricine eu nu vrea să oricum, logic. Da, e o persoană extrem de modestă, extrem de sociabilă, face niște campuri, că așa am legat, așa se numesc acolo, un fel de tabere, ca să zic așa, în care vin pentru distracție, dar și pentru pregătire, cam 3 zile copii din toate, fetițe și băieți din toată America, să se antreneze împreună cu Nadia și cu soțul ei. Bart Conner este primul campion olimpic bărbat din istoria gimnasticii americane. Ea fiind primul 10, amândoi formează un tandem ideal din punct de vedere al imaginii. Ea este și cetățean american și americanii nu prea o mai consideră româncă. Nu o considerau de atunci. Pentru ei, Nadia este un bun național. Îndrăznesc să spun că poate, nu știu, la nivel de... Nu spun că n-a beneficiat de toate onorurile în România, Doamne iartă-mă, dar la nivel de recunoaștere publică în societate, cred că dacă iese pe stradă în Statele Unite, sunt mai extaziați oamenii care o văd pe stradă decât românii care ar vedea-o pe stradă exact la noi. Nu vreau să comit nicio... Contează foarte mult fascinația aceasta pe care exercită un sportiv de de performanță. De că așa se întâmplă în Statele Unite, că vin copii... Nu neapărat... Sute de copii, atenție, nu neapărat sportiv de copii care fac performanță, nu? Sau... Nu neapărat copii care fac performanță. Tocmai ăsta este trendul. De fapt, de mulți dintre ani ei, dintre ei, afară. Unii deci poate poți că... să vezi și fetițe mai grăsuțe la gimnastică și eu eram foarte mirat atunci că îi spuneam, bun, dar ea, zic, mă uit, are câți ani are? 12 ani? Păi nu prea, dacă la 15 ani Andreea Răducan era campioană olimpică, să... zic, nu prea cred că mai are vreo șansă să mai facă... Dar nu asta contează. Dar asta spunea, nu asta contează. Nu este despre rezultat, ci este despre procesul în sine. Că, de fapt, asta e... Clubul asta sportiv are locuri, inclusiv clubul de performanță și se întâmplă și la noi asta, și la
rapid la polo. Sunt și copii care poate nu vor să facă performanță, dar vin să se joace. Plătești o taxă. Ăia care sunt mai talentați, așa era în America, nu prea mai plăteau dacă o luau în sus, ca să zic. Și am constatat că erau între fetițele de acolo peste ani, că Nadia, întorcându-se în România, ne-am întâlnit de sute de ori, aș putea să spun de atunci, și îmi spunea, ți-aduce aminte, Dorin, zice, uite aia, franțuzoaica aia era la mine, americanca aia era la mine, uite, au ajuns medalie de bronz, medalie de aur, cu tare, cu tare. Sportul deci... de, până la urmă, noi vorbim despre modele, ți-o nevoia de a inspira copii și aș vrea să știu dacă există o legătură directă, așa cum pare, cel puțin la prima vedere, între sedentarism, lipsa de sport de masă, lipsa sportului de masă și lipsa sportului de performanță, tocmai pentru că nu avem sport de masă. Așa cum este în Statele Unite, de exemplu, unde se face sport în toate școlile. De fapt, ai pus foarte bine întrebarea. Ar trebui să vedem trei categorii. Sportul de performanță, vârful piramidei mic, elitist, dedicat maxim 1% din populație, sportul de masă, generos, și sub sportul de masă, sportul de maidan, sportul de, nu știu... Eu aș zice joacă afară. Joacă afară. Cât adică să mai joacă copiii afară acum? O activitate fizică care ar trebui să fie 100% să acopere treaba. Pentru că spuneam la o altă emisiune tot cu Dorin, în platou TVR, că ar trebui să face diferența între sport și mișcare. Sportul are reguli, are stadion, are echipă, are un rezultat. Mișcarea, tai hair and stroke de dori, fac 14 km și mișcare. Pentru sănătate e suficientă mișcarea, este, nu? Suficientă, da, mișcarea, asta e, da, foarte valabil la ciclism. Poți să pedalezi mișcare sau poți să faci ciclism de performanță. Mm-hmm. Să fii la club, da, fac ciclism. Pentru sănătate e suficientă mișcarea și aici intră importanța familiei, importanța școlii, care joacă rol de club sportiv, că omul ăla nu o să fie niciodată la club. Dar cineva trebuie să-l susțină. În demersul ăsta de a face zilnic mișcare. Nu m-aș uita numai la americani, că cu toții ne uităm acolo. Hai să ne uităm la croați, hai la să sârbi, ne uităm la Spania, care și-a revoluționat tot hai sportul. Hai să ne uităm la Ungaria mai bine. Olimpia, Ungaria. Ungaria. Da, Spania după 92, după Barcelona, e campioană și, da, repet, da, până la sportul de performanță, e un sport de masă. Croația, Ungaria, Serbia, țările de lângă noi, Cehia, Slovacia. Da? Și așa mai departe, unde există o politică, repet, a statului vis-a-vis de chestiunea asta, de încurajare de la cel mai mic nivel, păi da, pentru că ține... de găsirea terenurilor, de lăsat maidanul în plata domnului, Dorine... în plata copilor. Da, pentru că asta ține de sănătatea populației, da? Mentală, fizică, care de fapt înseamnă sănătatea statului la lung. Unde te poți duce, hai să nu vorbim de orașe, că așa, de mediu urban, dar în câte comune sunt în această țară, în câte orășele, da, dintre astea, da, de până în De peste 10, între 10 e o mare problemă asta, dar... Unde te poți duce să alergi? Într-un oraș mic, să spunem. Ai unde să faci chestia asta ca cetățean? O să arătăm simplu, puțin mai târziu un material despre starea bazelor sportive, ca să cumva să completez, să preiau ștafeta de la tine, Dorin, dar întrebare, poți să slăbești, nu știu, poți să-ți menții un tonus bun fără mișcare? Deci, e nevoie să clarificăm lucrul ăsta și uite, aici poate mă ajută un pic. Pentru a slăbi, nu ai nevoie să te duci să faci mișcare în sală, da? Cum face tânărul din spate. Deci, pentru a slăbi, ai nevoie să aduci mâncarea într-un anumit fel în corpul tău. Și ai nevoie, eventual, să rescrii un pic procesul ăsta de ce înseamnă dietă, slăbi și așa mai departe. Pentru tonifiere, musculatură, creștere, masă musculară, treci la partea a doua, mergi la sală. Dar, efectiv, pentru a scădea procentul de grăsime, nu e legătura directă cu sportul în sală. Da, absolut, da, de acord. Foarte multă numai lume că majoritatea face confuzie. Vor să și tonifice. Exact, da. Din punctul ăsta de vedere, un copil, dacă se joacă, e suficient pentru un adolescent ca tonifier. Totodată trebuie să am grijă la ce mănânc. Mm-hmm. Din punctul ăsta de vedere, adolescenții sunt ideali de mers la nutriționist, de mers la terapeut în nutriție, de mers la psiholog. Acolo se joacă viitorul lor. Și într-adevăr, acolo nu vorbim de o sală ca în imagine care se derulă în spatele nostru. Da. Și cumva, cu cât înaintăm în vârstă,
cât de bine am ținut o dietă, mișcare indispensabilă și cumva știm cu toții, încep și terapii corporale, pe bani grei, mai mult sau mai puțin invazive, dar ceva se întâmplă. Mi-ați atras atenția asupra unui aspect pe care eu îl consider foarte important, dar poate e o părere subiectivă. Mă aștept să fiți de acord cu mine, pentru că sunteți medicul unei echipe de rugby, deci unei echipe. Eu vorbesc aici de necesitatea de a face mai mult decât ce vedeam mai înainte, sport la sală. Eu aș pleda pentru sport de echipă, pentru că se încurajează și relațiile sociale. Da, dar e foarte dificil. Joc sportul fotbal, de echipă e cel mai tenis, frumos. Dar fac eforturi pentru asta, adică și pentru și la și avem împreună Dorin știe bine, avem un grup care de 20-30 de ani încercăm să ne să rămânem acolo pe metereze, mai greu, mai ușor, dar să jucăm și fotbal, jucăm și tenis. Dar asta este, dincolo de o plăcere, este și contribuie și la, cum spuneam, la crearea unor oameni mai dispuși să solidarizeze, să pentru creeze relații sociale, da. La conexiuni. Exact. Da, doar deci, că e mai greu organizatoric. Categoric, sportul de echipă e ideal. Mai ales într-o lume atomizată, într-o lume individualistă, în fine, prizonieră, într-o prea mare măsură pe diverse rețele de socializare, sportul de echipă e ideal, dar e mai greu de organizat, că sport de echipă înseamnă și fotbal, și rugby, și hockey, și polo, și handbal, și basket, toate sunt sportul de echipă. De ce nu prea mai avem performanțe la sport de echipă? Pe scurt, așa că tot v-am prins aici. Eu vă spun pentru că aveam, de exemplu, la handbal masculin, la eu rugby, vă spun răspunsul la... din rugby, care știu, că sunt de 23 de ani în Federația de Rugby. Așa. În 1995, la Paris, Chris Taucăl, și știi, jurnalistul, a anunțat într-un comunicat sec de presă că rugby devine profesionist. Și ne-a omorât. Încă înainte de 1995, noi eram pseudo amatori, practic pontam la Grivița Roșie și ne antrenam temenic și jucam cu naționale compuse din medici, arhitecți, jurnaliști, avocați și așa mai departe. Nu prea mai poți nici să pontezi în ziua de azi. Nici nu mai poți să pontezi și a devenit profesionist. Nu mai e nici atunci, Grivița Roșie. Nu mai e nici, da, Grivița e săraca de amintire. Și atunci sportul a fost guduit din temeli. Când a devenit profesionist, tu ar trebui să angajezi ca rugbist. Și de-aia mai rezistă CSA, Steaua, Dinamo și toate cluburile bugetare în mod direct. Și nu mai poți face să... Nu mai poți face... Da. Și asta e o rană deschisă, faptul că într-un mediu profesionist nu mai performăm. Ca într-un mediu artificial, cum îl aveam înainte pe tipul Ceaușescu. N-am fi performat în sportul echipă nici înainte de 89, dacă, sau am fi performat mai puțin, nu că n-am vrea, dacă lucrurile erau profesioniste în toate sporturile. Gândiți-vă ce înseamnă rugby, un sport foarte greu. Pe cât de frumos, unul dintre cele mai frumoase sporturi din lume, pe atât de greu. Cum este să te duci la muncă și să vii seara să îmi spunea Mihai Vioreanu, chirurgul, foarte greu, și să joci rugby. Și atunci, practic, capitanul de la Grivița Roșie actuală din divizia a doua, medic-chirurg la Spitalul Colentina. Da, Marian Formin. Dar e foarte greu, dacă treci de zona asta amator, să devii profesionist. Și atunci noi băteam. Noi am bătut Franța cu 15-0. Noi am bătut Franța în Giulești cu 15-0. Dar nici Franța nu era la nivelul la care e acum profesional. Era un soi de înțelegere, așa. Era și o bătălie a sistemelor. S-a schimbat total. În spatele nostru rulează imagini de la stadionul din Scornicești. Consiliul Local Scornicești. Și nu știu ce. L-am vizitat acum un an, mai puțin de un an, cu soția. E o ruină. E păcat. E bine că mai există gazonul ăsta, că sunt destul de recente imaginile. Dar epoca aia în care era întreținut artificial cultul ăsta al sportului profesionist, vorbesc, a trecut. A trecut și epoca, aceeași epocă în care exista curtea școlii liberă, exista Maidanul, existau zeci de imașuri unde puteai pe lângă... Corect, și n-am reușit să punem la timp, sau mă rog, corect, în ordine sistemul, ca să putem performa și în mediul, într-un mediu profesionist. Hai să ne uităm... Ideea asta că copiii stau cu ochii în tabletă, că mănâncă fast food, pizza, mănânc și în Croația e tabletă, și în Ungaria e tabletă, depinde pizza. Cum o dozăm. Depinde cum o dozezi. Pe de altă parte, și cu asta lăsăm să curgă materialul, a spus Dorin o chestie, țăie din jurul nostru. Dacă ar fi odată timp, sunt atât de mari diferențe, că țăie din jurul nostru, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria,
Serbia și Ungaria. Sunt niște diferențe de la cer la pământ între ceea ce se întâmplă în Chișinău și ceea ce se întâmplă în Budapesta, de pildă. Deși sunt toate în jurul nostru. Noi și avem între ceea ce se întâmplă București și Belgrad. În Budapesta sunt vreo 300 de bazine de polo sau de not, mai mari sau mai mici. Nu toate sunt de olimpice la standard de wow. Dar sunt vreo 300. Bucureștiul nu știu dacă are 20 astăzi, la ora actuală, da? Unde se poate nota. O bună parte dintre aceste bazine sunt conectate la izvoarele de apă caldă care termale, sunt din jurul, da, Budapestei, termale. E, Bucureștiul are izvoare termale nord, în partea de nord. Au venit niște austrieci și au făcut ștrandul ăla spectaculos. Uh-huh. Ar mai fi loc de încă 580 de ștranduri, zic eu, de tipul ăla la noi. Nu le exploatează nimeni. Am locuit lângă un fost ștrand, care e o ruină, acum nu mai există practic. Foradex se numea pe vremuri, da? De la foraje și nu știu ce. Brandul nu mai există, deci pot să-l pronunț la TVR. Da, da, da. Asta spun. E păcat că nu filmează nimeni. Eram chiar peste drum despre așa. A dispărut și ștrandul Tineretului, nu? Da, care vorbim era, de... Ai putea să încălzești, ai putea să și încălzești Bucureștiul numai de la izvoarele termale. Au fost niște studii despre cele. Nimeni, da, nu face, deci, nimic. Raportul acesta între bazele, numărul de baze sportive și sănătatea populației, care este total defavorabil, că spunea, deci într-o țară cu o populație infinit mai mică, Ungaria, față de România, găsește atâtea baze sportive... E important și tocmai de aceea haideți să ne uităm la un material pe care l-a filmat cu puțini ani în urmă Gabriel Geamănu, dar situația a rămas la fel în aceste stadioane lăsate în paragină. Stadionul din Megidia și stadionul Iolanda Balaș din București. Vedem materialul și continuăm. Te apucă plânsul când vezi ce a mai rămas din marele stadion din Megidia. Cu o capacitate de aproape 33.000 de locuri, stadionul era unul dintre cele mai frumoase din țară. Stadionul acum, în acest moment, sau de ceva timp arată într-o stare cam neplăcută. El, atunci când a fost construit în anii 70, avea 32.500 de locuri pe gradene. Acum, dacă ar fi să îi montăm scaune din plastic, cu siguranță locurile se vor reduce ca și număr, probabil 26-27 de mii de locuri. Construit în anii 70, stadionul din Megidia a avut destinul legat de situația economică din zonă. Cu timpul, gradenele au dispărut, totul a început să ruginească, iar copiii vin din ce în ce mai rar să facă sport. Niciun primar nu a avut grijă de acest stadion pe care s-au disputat și meciuri internaționale. Mai ține și de conducători. În ultima perioadă, Megidia s-a confruntat cu o lipsă de conducători, să spun așa, care nu prea au avut legătură cu sportul. Edili, șefi cărora nu le-a plăcut sportul, care nu au practicat sportul și implicit nu s-au plecat către sport. Își poate imagina cineva că Bucureștiul are numai un singur stadion de atletism? Fostul stadion Tineretului se numește astăzi Iolanda Balaș. Aici, săptămânal, mai vin copii să învețe să alerge, cu precădere cei care locuiesc nu foarte departe. Dar ce face un copil care locuiește în Pantelimon Orberceni și care vrea să facă atletism? Sorin Tirichiță a antrenat mulți ani în Germania. În zona unde eu am stat, aveam într-un perimetru de 10 km 4 terenuri de aruncări, disc, ciocan, suliță, greutate. În fiecare al doilea, al treilea sat există stadion cu tartan. Aceleași baze au rămas, aceleași unde ne-am antrenat eu acum 20 de ani, tot aici ne antrenăm în continuare. Nu s-au mai construit nimic de atunci. În primul rând se pune problema neapărat să faci de la zero. Deci, domnule, renovează ce există. Sau adă la standarde moderne ce există. Bazele acestea se fac. Și știți de ce se fac? Pentru că nu mai avem altă șansă. Nu mai avem ce face. Asta avem de făcut. Asta e ce se face de jur împrejurul nostru. Nu putem să rămânem și doar să ne uităm ce se face în jurul nostru. Stadionul este în picioare. Saria O'Sullivan și Gabriela Szabo. Gabi este în frunte. În mod normal nu poate pierde titlul olimpic. Haide, Gabi! Gabriela Szabo este, doamnelor și domnilor, campioană olimpică la 5.000 de metri. Nemodernizarea ori lipsa arenelor de atletism
arată cât de jos a ajuns acest sport care a adus României un imens prestigiu. Ne-am mai putea imagina că în următorii 20 de ani vom mai avea o Gabriela Szabo ori o Constantina Diță, ca să ne referim la trecutul nu foarte îndepărtat al atletismului românesc? Bun, e clar, stăm rău de tot în privința bazelor sportive și eu așa o mare problemă vă întreb, construcția unor asemenea baze. Nu vorbim de baze de lux, nu vorbim de cele mai multe ori, da, ai nevoie de câteva, s-au mai făcut stadioane în ultima vreme prin România, statul să ceartă cu ONG-urile recte, Ministerul Sportului cu Federația Română de Rugby și acolo, de pildă, o bază senzațională de fitness care zace nefolosită, da, pentru și că nu știm acum cine e proprietar, cum e, pe moșteniri, pe întabulări și așa mai departe, dar n-ai nevoie de lucruri dintre astea super wow, da? O sală de sport civilizată de câteva sute de locuri. Ovidiu Gârbacea, antrenor federal și fost președinte al Federației sau secretar general pe la Federația de Biatlon, da? Care și deține cel mai mare, e singura pistă de biatlon și poligon de biatlon din lume în regim privat la Cheile Grădiște, a făcut o sală de sport unde s-au jucat meciuri oficiale de handbal, are vreo 200-300 de locuri, e sala lui privată, pentru că s-a săturat să n-aibă lumea unde se întâlne, cu 1,5 milioane de euro. Eu am crezut că a dat vreo 10 pe ea. Da. Și e pe vârf de munte. A și asfaltat până acolo, ca să zic așa. Da, da. Deci se poate face... De ce vorbim atât de mult de nevoia asta de sport? Pentru că e o legătură, da, între sport și starea de sănătate a populației. Asta am căzut cu toții de acord și, cum spuneam, nu e un secret pentru nimeni. O confirmare avem chiar inclusiv din ceea ce spuneam, recrutarea aceasta cu care am început pretextul de emisiune. Pentru că acolo am văzut că pe lângă cei că 25% care n-au luat proba asta fizică să alerge 2 km, au mai fost 18%, mi-am notat aici, care au picat la evaluarea psihologică și 12% la evaluarea medicală. În total 60% inapți, da, dintre candidați, pe motiv, cum pentru spuneam, că mișcarea fizic și sportul, plus medical. Da. Mișcarea și sportul nu impactează doar sănătatea populației sau a individului fizic, ci impactează inclusiv performanța lui mentală, deci capacitatea lui mentală, uh-huh, și emoțională. Pentru că sportul, de fapt, și mișcarea ne ajută să ne și reglăm emoțional, pentru că în felul ăsta scade sau crește cortizolul. Deci sunt foarte multe implicații. Absolut, sunt foarte multe implicații legate de acest aspect. Da? Dacă nu te miști, nu doar că te îmbolnăvești sau te îngrași, dar începe ușor, ușor îți cade și performanța profesională, stima de sine, încrederea în sine, starea ta emoțională, toate au de pierdut și de suferit. Da. Care sunt greșelile cele mai frecvente pe care le facem? Din punctul meu de vedere, în momentul de față pe care îl trăim acum, faptul că mâncăm atât de mult procesat. Deci hrana procesată, da, din fabrici și uzine și atât de puțin din natură, este rușmanul, ca să zic, al siluetei, atât la adolescenți, da, există cât și la... alternativă? Adică alternativa, dar da, e costisitoare de timp, să-ți gătești cât mai mult acasă. Și să ții cu tine cât mai des mâncare gătită. Vezi, noi am pierdut această abilitate de a avea ceea ce făceau bunicii și părinții noștri, mâncare portabilă. Da, plecai undeva, îți luai pachetelul. Acum nu, ori dai un telefon, suni o aplicație și primești... Mâncarea pe care ți-o furnizează, nu? Toți acești în general, mâncarea, comercianți. În da? General, care... mâncarea gătită, exact, este mâncare gătită. Procesată. Este gătită, dar de multe ori se adaugă și lucruri pe care acasă nu ți le pui în oala. Deci e o diferență. Sau... Nu e, da, același lucru că mâncăm, nu știu, comandăm o mâncare de cartofi cu nu, sau de fasole. Pentru că acolo sunt anumite euri amestecate, monoglutamatul de sodiu, care îți dă un gust foarte bun și care creează dependență. Și acasă poți găti prost. Poți găti, da, prost. Absolut, adică nu zice asta nimeni, că... dar măcar acolo știi ce, da, pui. Da, adică deja când pui, nu dăm de încă, dar tot felul de potențator de gust acasă,
Da, da, mai puțin, pentru că una e să fie industrial. Da, dar spun că nici să... acasă nu e totul perfect. Da. Nici acasă da. Nu e, dar măcar cât da. De cât. Dar ai controlul, asta e ai important. Ai controlul, da. Asta ai controlul. Ideea este că industria alimentară îți oferă posibilități. Exact, dar mult da. Mai multe decât înainte. Poți să mănânci sănătos, perfect, pe baza a ceea ce îți oferă un hipermarket, pentru că găsești da, ce astfel, trebuie da, și acolo. Da, da. Da, alegerea e la tine. Găsești sau exact. Nu, e o întrebare. Găsești sau nu da. Găsești? Găsești, da. Găsești, găsești, da. Găsești. Da. Laptele nu acesta la sau iaurtul degresat cu puțin nu, light. Uite, asta, nu? Așa, asta e, este o altă greșeală. Așa e o greșeală asta și asta. O altă greșeală, pentru că... nu mai mâncăm absolut deloc grăsimi, în special grăsimi vegetale, bogate în omega-3, care e antiinflamator pentru organism, și am ajuns să consumăm exagerat de mult zahăr. Sau alimente procesate care au la bază și care conțin și zahăr. Degresarea deci, presupune adăugare exact, de zahăr. Degresarea presupune adăugare de zahăr. Și atunci, practic, toată populația globului a început să consume, de fapt, cantități industriale de zahăr sau zaharuri, eliminând grăsimile din... Deci lactatele acestea light... Nu vorbim aici neapărat de da, lactatele light, să fugim de ele, mai degrabă lactate bogate în grăsimi. Sau semi-degresate, sau da. Semi, da. Dar nu light. Da, nu light, semi-degresatul da. E o... E, ai un balans rezonabil între lipid și glucid. Uh-huh. În afară de ce a spus, alt lucru care ne omoară, sunt ronțelele. Da. Ronțeala n-ar trebui să-i zic. Cum ai că ronțe? E pe birou acolo. Exact, nu exact. Contează că e dulce sau să ronțe. Ai impresia că mănânci puțin. Da, da, da. Sau deloc. De cele mai multe ori uităm că pentru că noi avem niște timp gastrici, de care am amintit Anca, da. Timp gastrici care își au efectiv un necesar de timp peste care noi nu putem să intrăm, pe care trebuie să-l respectăm. Și atunci e o logică când să mâncăm după 3 ore. Eu da. Nu am... Iar omul care este de fapt un animal omnivor, dacă stăm să ne gândim, are nevoie de toate. Nici dacă nu mănânci deloc grăsime, nu e bine. Ai nevoie de grăsime pentru tranzit intestinal, exact. Pentru creier, pentru... E chiar foarte rău. Ai nevoie da. De orice și deci de zahăr ai nevoie. Deci asta e una din marile greșeli da? Pe care și le de, facem da, frecvent. Exact. Iată că am identificat deja da? Câteva greșeli. Dar și energizantele, batoanele astea energizante, pentru că tot vorbim de sport și de ce e nevoie. Scuze, domnul doctor. Vor. Încă o chestie foarte importantă, privarea de somn, care e factor exact. Obezogen. Mi-ai luat vorba din privarea exact. Privarea de da. Somn e factor da. Obezogen. Peste ocean e unul dintre primi printre primii doi, cred, da. Dacă nu primul, privarea de somn. Deci nu dorm, nu că nu dorm și nu intru în metabolism bazal, că somnul cumva îmi scade necesarul caloric, mă duce în metabolism bazal, mai și mănânc. Exact. Deci, păi nu... da, dar e automat îți vine să da. Mănânci cât ca să compensezi. Cât și organul îți lucrează în timpul ăsta, nu minim, să odihnești. Minim 7-8 ore, da. Ideea e în felul următor, că să privim atât mâncarea cât și somnul, sunt două surse de energie pe care corpul le are la dispoziție. Dacă eu nu dorm un minim de 7-8 ore pe noapte, dar somn calitativ, nu să mă trezesc de 5-6 ore pe noapte, atunci, automat, a doua zi, a treia zi, voi compensa, pentru că creierul meu mă trimite către sursă de energie, ca să nu intru în colaps. Și unde mă voi duce? La mâncare. Către mâncare. Către ce alimente? Către alimentele bogate, în special în carbohidrați, alimentele rafinate, adică zahăr. Zahărul, pentru creierul nostru, reprezintă, de fapt, viață, pentru că creierul știe că corpul are nevoie de sursă de energie. Deci privarea de somn de la copii la adolescenți da. E o nenorocire. Da. Lasă-l că la două s-a culcat micuțul. Da. Nu lăsăm copilul niciodată adolescent, nu trebuie, cu excepția Revelionului, să prindă miezul nopții treaz. Niciodată. Indiferent că ne culcăm la 10, la 9, la 11, dar niciodată noi nu trebuie să prim la miezul nopții treaz. Nici dacă avem examen a doua zi. Mai ales dacă avem examen la da, da, da. Deci somnul este esențial. Esențial da. Și al treilea lucru, apropo de întrebarea ta, din punctul meu de vedere, și aici o experiență personală, lichidele. Lichidele noi, nu noi, nu se conștientizează în populație. Am băut da. Niște suc, am băut exact, o bere, da. Am băut un airan, nu se pune. Lichidele sunt o sursă subestimată de calorii. Subestimată. Știi vorba aia, nu-ți bea caloriile, mai bine mănâncă-le. Exact. Da. În plus de asta... Eu nu știam vorba asta. Da, e de la mine. Dar de acum o să știu. E veche. Și încă o chestie trebuie să aflăm. Dom'le, am băut o bere mică. Adică mică, o halbă. Cât avea? Un litru.
stai un pic, adică sticlă, mică, trebuie să le definim. Eu am avut odată... Și depinde și ce ai mai mâncat în ziua aia până la berea. În afară de asta. Important. Și eu am mai avut, și asta e o poveste reală, acum 20 de ani mi s-a întâmplat, nu dau numele sportivului, Dorin sigur știe, jucător genial de rugby în echipa națională, și eu le explicam că trebuie să reducem cantitatea de alcool. Pe vremea aia era... erau niște băieți care consumau așa. Și am spus, consumă jumătate din cantitatea pe care o consum de obicei. Consumau o singură dată pe săptămână, invariabil după meci, sâmbătă, seara, și o să se simți clar mai bine. Ăsta vine la următorul meci, eram în Franța, țin minte și unde, eram cu o falcă în cer și cu o falcă în pământ, să trăi de-a lui. Bă, mă simt la fel de prost, doctore, deși am băut o singură sticlă de whisky. Nu simt diferența, pentru că eu nu întrebasem dacă cât. Păi am băut, care-i baremul? Da, baremul era de două sticle și bând o singură sticlă, s-a simțit la fel de rău. Și atunci trebuie să și întrebăm, pentru că asta, un pahar, o sticlă, o măsură, trebuie să știu unde pleci. Unii chiar nu conștientizează dimensiunea și atunci am băut suc. Păi stai un pic, 2 litri de suc sunt 880 de calorii. Tu ți-ai sabotat ziua aia complet. Dacă nu mai faci nici mișcare... Da, apropo de asta, revin la întrebarea cu energizantele, că și asta știu că e de interes. Sunt bune, sunt cât de batoanele acestea energizante? Batoane sărace energizante, deci sunt băuturi energizante. Sunt și batoane energizante. Dar majoritatea băuturile astea impactează să așa ajungă la inițiativa aia legislativă, să nu se mai vândă minorilor. Da. Băuturi energizante le-aș, fără să dăm nicio denumire, clasa de băuturi energizante, le-aș pune un proverb românesc deasupra ca șapou. Fă-te frate cu dracu până treci puntea. De cele în momentul ăla? Mai am condus 200 de kilometri, mă simt obosit, am mâine un examen și vreau să mai stau ori, dar atât ca excepție. Am un meci. Deci fă-te, frate, cu dracu până treci puncte. În niciun caz ele nu trebuie să îmbrace un consum zilnic. S-au regulat. Deci doar ocazional. S-au regulat. Ca să parafrazăm o reclamă cândva celebră, nu avem nevoie de aripi în fiecare zi. Exact. Cândva, când îmi trebuie aripi, ok. Dar nu zbor zilnic. Da, numai vezi că aici e, de fapt, cheia. Că nu poți, cum controlezi excepția, în momentul în care excepția devine regulă. Asta e problema. Da. Acționând asupra tentației. Că, de fapt, toată problema pleacă de la tentație. Omul s-a stricat atunci când a apărut tentația. Mai știi că și Eva a mâncat mărul și a dat și lui Adam, așa că așa suntem creați. Noi, apropo de Eva și de Adam, există, noi mai și stricăm lucrurile astea prin noi, poporul român. Că e vorba aia, bătaia e ruptă din rai. E total greșită. Mi-a explicat un preot ortodox, corect, formularea corectă este bătaia a apărut când omul s-a rupt din rai. Atenție, da? Deci omul rupându-se din rai a devenit mai rău, a văzut, nu știu ce, și atunci a apărut. Și aici, cu tentația, e același lucru. Da, sunt multe ziceri de-astea care circulă și sunt prost înțelese. Au devenit axiomatice. Da, exact, ca și orice rău e spre bine. Nu e tot așa, tot teologii spun și preoți că orice rău poate fi, ăsta e sensul, de fapt, orice rău poate fi transformat, întors în bine. Nu că automat orice rău e spre bine, duce la, știți, genul de resemnare, orice rău e spre bine când se întâmplă câteodată ceva. Nu poate fi întors spre bine. Câteodată... Dar deja intrăm într-o altă discuție. Adică mai facem, nu? Da, da, mai facem. Al dosar România. Da, ideea e că de la un moment dat încolo, când nu mai ai putere să luți pentru o chestie, ai nevoie să-ți cauți scuzele. Și cumva astea pregătește terenul de scuze. Încă teoretic, dacă vrei ceva, tu trebuie să găsești soluții, nu scuze. Deja intrăm în zona de scuze. Societățile omenești, da, găsind soluții pentru a putea să te alimentezi mult mai ușor, evident că omul are tendința, din cauza lăcomiei și a tentațiilor, să... De aici pleacă totul până la urmă. Dar eu consider că nu neapărat doar asta, că dăm vina doar pe o parte. Este cerere și ofertă. Da. Noi, ca și clienți, avem nevoie de mai mult și atunci primim mai mult. Deci este echitabil, da? Deopotrivă suntem vinovați. Da, absolut. Stresul. Doi, m-am îngreșat de la stres. Aud foarte frumos. Da, și nu Bune, am stres. Nu și e adevărat? Am contraexemplu perfect. Cei mai stresați oameni ai secolului 20,
e unanim acceptată treaba asta, au fost deținuții din lagărele naziste. Da. Niciunul nu era gras. De și ce? Au trăit majoritatea aia care au scăpat până la 80 și 90 de ani. Erau privați de hrană. Exact. Erau super stresați. Exact. Nu știu dacă apucă răsăritul de a doua zi. Diabetologilor nu-mi place să dai exemplu ăsta, să știi. Da, ăsta e un exemplu extrem. E cinic, extrem, da. Dar, mă rog, nu știu maxim... cât e. Haideți să vedem ce zice și doamna nutriționistă aici. În legătură cu ce? Cu stresul. Da, păi hai să privim un pic stresul, pentru că atunci când zici că mă îngrași din cauza stresului, de fapt tu poziționezi stresul în exteriorul tău. E vorba de cum tu reacționezi la situațiile din viața ta. Aici e diferența. Pentru că orice în viața ta poate să reprezinte un factor stresor. Da? Și când mergi pe stradă, te stresează colegul care merge cu viteză mai mare pe lângă tine. În momentul în care tu intri în acest modul de supraviețuire, că de fapt asta înseamnă cum te poziționezi tu în fața stresului, crește nivelul de cortizol. Nivelul de cortizol înseamnă luptă, fugi sau încremenește. Un nivel de cortizol ridicat înseamnă o glicemie ridicată. Ca să crească glicemia, creierul te va împinge automat către ce? Să te duci să mai mănânci un pic și în special porții dulci de mâncare. Cam asta este ciclul. Dacă ești cât de cât antrenat, e doar luptă sau fugi. Doar luptă sau fugi, exact, niciodată. Luptă sau fugi. Da. Și interesant că ceea ce frumos a descris Anca, cumva stresul nu-l mai împarți, cum ne-a învățat pe ei la facultate, în distres și eustres. Că întotdeauna se punea, băi, e stres pozitiv sau negativ. Distres, cumva distresul și eustresul intră în același... în același sunt... Mănâncă prea bucuros, mănâncă sunt prea trist. Exact. Cum sunt sportivii? Beau că am câștigat, beau de necaz că am pierdut. Adică, eventual, la un meci nu-l să zici, hai că n-am explicație. Să știi că la fel e și la dietă, da? Sunt bucuros când am dat 5 kg jos, hai să mai mănânc ceva bun să celebrez. Este același principiu. Acum am înțeles eu că am un coleg la fotbal, dacă se uită la emisiune, cred că o să râdă toți colegii. Am un amic care merge la egal tot timpul la fotbal. L-a auzit că zice, egalul e sigur, jucăm la egal. Deși, da, de aia ne adunăm și noi să jucăm, să câștigăm. Deci el știe ceva. La egal, nu riscă să îngrașe. Da, că nici nu poate să bea după aia de supărare, nici de bucurie. De bucurie. Da, asta înseamnă să trăiești în neutralitate și în echilibru. Cheia este în educație și în autoeducație, este clar. Informație din fericire este pe toate drumurile astăzi. Consultanță, la fel, zic eu că găsești, trebuie doar voință. Până la urmă. Da, și curiozitate. Educația, din păcate, e marea problemă a României. Da. Educația e un domeniu în care, ok, și în sport și în sănătate am regresat, din păcate, în ultimele trei decenii, dar la educație lucrurile intră într-o zonă critică. Să dezvoltăm acest pe finalul discuției. Că aici e chiar, până la urmă, finit coronat opus, nu e finalul, e chiar chintesența ceea ce am vorbit. Da. Deci ajungem la educație și la responsabilitățile pe care le are, cine le are în zona aceasta. Că probabil că inclusiv cred că le au mai mulți, dar care sunt prioritare? Uite, aș veni cu un exemplu poate spre final. Poate și nutriționiștii, da? Poate și părinții, cu toții statul. Avem. Deci responsabilitatea este a fiecăruia. Exact. Dar aș veni cu un exemplu, apropo de tema de astăzi, legată de copii, da? Pentru că copiii sunt cei mai importanți pentru noi adulți. Și adolescenți. Și adolescenți. I-am introdus pe toți în aceeași categorie și, practic, este responsabilitatea noastră, nu doar ca părinți, ci ca adulți ai copiilor din viața noastră, să creăm niște contexte favorabile. Și aș spune așa, dacă nu mă înșel, suntem și am rămas ultima țară din Uniunea Europeană sau printre ultimele care încă permit reclame la dulciuri în programele de desene animate. Și atunci copilul mic care se uită la desene animate de 5 ani, 6 ani, 7 ani, care are un creier în dezvoltare și care este programabil la ceea ce vede, ce înțelege? Deci asta e o problemă. Absolut. Ar trebui interzise. Dar și se va uita întotdeauna. La chipsuri e mai bine? Dacă e la chipsuri, nu, la alimente de tipul ăsta, dar în special. Ideea e că la noi n-a prins. Dulcerile astea, da. Eu credeam că va prinde mai bine Nutri-Score. Deci eu credeam că va prinde mai bine Nutri-Score-ul și să-ți apară de la A la E, să înțeleagă și copilul cu Nutri-Score-ul la noi din mână de E, cu tot respectul, nu mi se pare că a fost un succes. Pentru că e vorba despre educație. Dacă puteți să, poate nu toți cunosc. Pe etichetă, câte calorii. Pentru că e vorba de americanii educație. Au început. Asta înseamnă Nutri-Score. Da. Și nu la noi. Și inclusiv la restaurante, dacă mergi acum, vezi pe meniu. De la bun la mănâncă tot timpul, mănâncă o dată. Nu știu câți au reflexul de a citi.
Păi, de-aia vorbim de educație. Prea puțin. Pentru că căutăm întotdeauna scurtăturile și o să fac o analogie aici, pentru că eu mi-am dat seama din practică legat de ceea ce fac eu. Când vine omul, când merge la nutriționist sau la un specialist în nutriție, așteptarea lui este să fie exact ca la medic. Merge la medic să-i dea o pastilă să rezolve o problemă, fără să mă chinui, fără să depun efort. Și la fel cu aceeași așteptare vine și la nutriționist. Da? Ori lucrurile nu se întâmplă la fel, pentru că în relația cu nutriția, adică cu mâncarea, tu e nevoie să depui niște eforturi, să înțelegi care e reacția pe corpul tău și să corectezi acolo. Nu are nimeni o pastilă să-ți dea. De câți ani practici? Peste 10 ani. Ai simțit vreo modificare adusă de pandemie? Absolut. Absolut. Poți detalia un pic, te rog? Din punct de vedere al... al pacienților, da. Pandemia a venit la pachet cu o pandemie a obezității. De ce? Din punctul meu de vedere, pentru faptul că nu doar că am stat în casă mai aproape de frigider, ci pentru faptul că am trăit în acea panică și atunci stresul acesta, că nu știm ce se va întâmpla în ziua de mâine, da, mai trăim, nu mai trăim, ce se întâmplă, am trăit de fapt cu un cortizol ridicat la maxim în modulul de supraviețuire. Și atunci tendința pentru a simți că trăiești este să te duci către unicul mecanism pe care îl avem cu toții, mâncarea. E un ciclu vicios în care intrăm la bază, toate ființele umane, noi ne naștem cu nevoia aceasta de supraviețuire pe care creierul nostru știe că și-o ia din mâncare. Da. N-ai cum să desprinzi mâncarea de asta, de condiția fizică. De ce ați simțit, domnul doctor? Pandemia a fost o perioadă probabil unică în vieții tuturor, nu irepetabilă, dar care a accentuat niște obiceiuri proaste. Da. Deci nu ne-a dus obiceiuri proaste, dar le-a accentuat. Mm-hmm. Pandemia a fost un fel de, cum e vorba în popor, cireașa de pe tort. Tortul era deja format, dar a fost o cireașă. Și am simțit copii mai activi, care au devenit adolescenți mai sedentari, oameni care nu prea le plăcea cu telefonul, dar făcând școală un an jumate, hai că ne-am obișnuit cu el. Adică pandemia, poate pentru unii a fost un moment de reflexie, poate unii au citit mai mult. Da, am auzit că rata divorțurilor a crescut în pandemie, apropo de moment de reflexie. Da. Deci au fost multe lucruri în sensul ăsta, dar categoric, apropo de tema dosar România de astăzi, da, lucrurile așa... A fost o regresie pentru toți. Da. Și iacătă 2024, mai 2024... Plătim tribut. Martie, o să-l țin minte, 11 martie, când s-au închis școlile, a fost momentul în care țin și acum minte jurnalul de seară de la TVR de atunci. Da, și care a fost categoria cea mai afectată în pandemie și cea mai predispusă către risc de deces? Persoanele obeze, din păcate. Dorim, începem turul de concluzii scurte. Deja ne-am apropiat la final, a trecut repede timpul, poate mai avem ocazia să mai stăm de vorbă. Obezitatea, de fapt, este o slăbiciune. E o slăbiciune a organismului, dar o boală, exact cum spunea și domnul doctor Popescu, recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății, care duce la o grămadă de alte complicații, de alte comorbidități. Cred că e și chiar o problemă de securitate națională, dar în primul rând o problemă de securitate personală a fiecăruia dintre noi. Este foarte bine că găsești de toate, este foarte bine că ai posibilitatea de unde să alegi. Diferența o face mentalul, atât și nimic mai mult. Și voința proprie, evident, care vine tot din mintea fiecăruia. Domnul doctor. Educație, organizare, disciplină. De la mic la mare. Având educație, având organizare și având disciplină, putem să ne menținem pe calea normală. Să nu uităm că Organizația Mondială a Sănătății definea sănătatea inițial ca lipsa bolii și după aceea a definit-o ca starea de bine, fizică, psihică, mentală. Deși omul nu încă nu-s bolnav, eu trebuie să am o stare de bine și mă duc înapoi 100 și de ani cu gândul la ce spunea Freud, că îi definea sănătatea ca o capabilitate de a munci și de a iubi. Despre asta vorbim. Să fim capabili de a munci și de a iubi. Altfel, și cu asta închei, altă zicală românească și probabil mulți privitori care au fost, în fine, puși pe gânduri de discuția din această seară noastră, o să închidă televizorul,
cu gândul noi să fim sănătoși. Sper că în România noi să fim sănătoși. Eu sper să rămână ceva acolo după această discuție. Punere pe gândul sigur, dar sunt sigur dacă aș putea comunica cu telespectatorii, mulți ar avea, hai băi, dragilor, somnușor, noi să fim sănătoși. Da, Anca Lungulezi. Aș defini partea aceasta de obezitate, de fapt, ca o formă de vulnerabilitate și ca un mecanism de supraviețuire de-a lungul timpului. Am lucrat de-a lungul carierei atât cu copii adolescenți, dar mai ales cu adulți și văd un pic parcursul încă din copilărie al adulților cu care lucrez. Este acolo un mecanism care se dezvoltă în timp, un mecanism mental și emoțional care se dezvoltă, se creează în timp. Ține de comportamentul alimentar, dar mai degrabă ține de modalitatea mea de autoprotecție și felul în care eu am învățat să fac față mediului în care trăiesc. Mulțumesc mult pentru această discuție savuroasă pe o problemă extrem de serioasă, de altfel. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și dacă îmi permiteți și mie o concluzie personală, în câteva cuvinte, mâncați inteligent, faceți mișcare permanent. O seară frumoasă în continuare, toate bune!